Bhagavad Gita, adesea numită simplu Gita, este o scriptură hindusă de 700 de versete, care face parte din epopeea Mahabharata. Considerată unul dintre cele mai importante texte din filosofia hindusă, Gita este venerată pentru învățăturile sale profunde despre spiritualitate, datorie și natura realității. Titlul Bhagavad Gita se traduce prin Cântecul Domnului. Acest cântec ia forma unui dialog între prințul Arjuna, un războinic care se confruntă cu o dilemă morală, și conducătorul carului său, Krishna, care se dovedește a fi o încarnare a divinității. Învățăturile Gitei sunt universale, transcendând granițele culturale și religioase. Înțelepciunea sa a rezonat cu gânditori și căutători spirituali de-a lungul secolelor, oferind îndrumarea temporală pentru a naviga provocările vieții și a ne realiza adevăratul potențial. Gita este mai mult decât un text religios, este o explorare profundă a condiției umane și a locului nostru în univers. Mesajul său despre autorealizare, datorie și devotament continuă să inspire și să ghideze milioane de oameni din întreaga lume. Bhagavad Gita se desfășoară pe câmpul de luptă de la Kurukshetra, unde două facțiuni aflate în război din aceeași familie, Kaurava și Pandava, servește ca o metaforă puternică pentru luptele interioare cu care ne confruntăm cu toții în viață. Câmpul de luptă reprezintă câmpul vieții, unde suntem permanent confruntați cu alegeri și provocări. Învățăturile Gitei oferă un cadru pentru a naviga prin aceste complexități. În centrul narațiunii Bhagavad Gitei se află dialogul dintre Arjuna, un războinic iscusit, și unul dintre frații Pandava, și Krishna, conducătorul carului său și prieten. Arjuna, copleșit de perspectiva de a-și lupta propria rudă, experimentează o criză de conștiință și refuză să lupte. Krishna, însă, nu este doar un conducător de car. El este un avatar al lui Vishnu, o zeitate care a coborât pe pământ pentru a restabili Dharma sau ordinea cosmică. Recunoscând tulburarea lui Arjuna, Krishna își dezvăluie forma divină și îi transmite înțelepciunea Gitei. Conflictul dintre Kaurava, care reprezintă lăcomia și nedreptatea, și Pandava, care reprezintă dreptatea și Dharma, reflectă luptele interne cu care ne confruntăm între natura noastră inferioară și cea superioară. Călătoria lui Arjuna de la disperare și confuzie la claritate și scop, ghidat de învățăturile lui Krishna, servește ca model pentru propria noastră creștere spirituală și autodescoperire. Învățăturile Gitei ne dau puterea de a ne confrunta proprii demoni interiori și de a ne strădui pentru o viață cu scop și împlinire. Învățăturile lui Krishna din Bhagavad Gita se concentrează în jurul conceptului de sine, Atman, care este etern și neschimbător. El subliniază că nu suntem corpurile sau mințile noastre, ci mai degrabă ființe spirituale într-o călătorie umană. Krishna explică faptul că adevărata noastră natură este divină și, realizând acest sine adevărat, putem transcende suferința și atinge eliberarea sau moksha. El subliniază importanța detașării de dorințele și atașamentele materiale, care ne leagă de ciclul nașterii și al morții. Sfatul lui Krishna încurajează introspecția și autoreflecția. El îl îndeamnă pe Arjuna și, prin extensie, pe noi toți, să privim în interior și să ne conectăm cu scânteia divină din noi. Mesajul Gitei este unul de speranță și împuternicire. Ne reamintește că avem potențialul de a ne depăși limitele, de a ne realiza adevărata natură și de a trăi o viață cu scop și împlinire. Calea acțiunii Karma Yoga. Bhagavad Gita prezintă diferite căi către realizarea spirituală, recunoscând diversitatea naturii umane. O astfel de cale este Karma Yoga, calea acțiunii dezinteresate. Krishna subliniază că suntem cu toții obligați să acționăm în lume. Dar ar trebui să o facem fără atașament față de roadele acțiunilor noastre. El ne învață că îndeplinirea îndatoririlor noastre cu dăruire și fără motive egoiste purifică inima și duce la creștere spirituală. Karma Yoga nu înseamnă inacțiune sau renunțare la lume,
ci mai degrabă transformarea atitudinii noastre față de acțiune. Acționând altruist, contribuim la bunăstarea celorlalți și ne aliniem cu ordinea cosmică. Mesajul Gitei despre Karma Yoga ne încurajează să ne abordăm viața de zi cu zi cu un spirit de servire și dăruire, găsind împlinire în actul de a da înapoi lumii. Calea înțelepciunii Jnana Yoga. O altă cale subliniată în Bhagavad Gita este Jnana Yoga, calea cunoașterii și a înțelepciunii. Această cale pune accentul pe urmărirea autorealizării prin contemplare, studiu și cultivarea inteligenței discriminatorii. Krishna ne învață că ignoranța este cauza principală a suferinței și că, dobândind o cunoaștere autentică a sinelui și a naturii realității, ne putem elibera de ciclul nașterii și al morții. El subliniază importanța de a discerne între real și ireal, permanent și nepermanent. Jnana Yoga ne încurajează să ne punem la îndoială presupunerile, să ne provocăm credințele și să căutăm o înțelegere mai profundă a noastră și a Universului. Este o cale a explorării intelectuale și spirituale care duce la autodescoperire și eliberare. Învățăturile Gitei despre Jnana Yoga ne reamintesc că adevărata cunoaștere nu este doar o acumulare intelectuală, ci o experiență transformatoare care duce la libertate interioară. Calea devotamentului Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, calea devotamentului, este o altă cale importantă către realizarea spirituală prezentată în Bhagavad Gita. Această cale pune accentul pe cultivarea iubirii și a predării față de divinitate, reprezentată de Krishna. Krishna ne învață că, printr-un devotament de neclintit, ne putem purifica inimile, ne putem dizolva egocentrismul și putem experimenta fericirea uniunii cu divinitatea. El încurajează diferite forme de devotament, de la cântare și intonare la slujire dezinteresată și meditație. Bhakti Yoga este o cale a iubirii, a predării și a încrederii totale în divinitate. Este o cale accesibilă tuturor, indiferent de originea sau statutul lor social. Mesajul Gitei despre Bhakti Yoga ne reamintește că iubirea este cea mai puternică forță din univers și că, prin cultivarea iubirii și a devotamentului, ne putem transcende limitele și putem experimenta o bucurie și o împlinire profundă. Înțelepciunea durabilă a Gitei. Bhagavad Gita, cu înțelepciunea sa atemporală și învățăturile sale practice, continuă să inspire și să ghideze oameni din toate categoriile sociale. Mesajul său transcende granițele culturale și religioase, oferind perspective relevante asupra condiției umane. Învățăturile Gitei despre autorealizare, datorie și devotament oferă un cadru pentru o viață semnificativă. Mesajul său de speranță și căutarea excelenței rezonează profund în lumea modernă. Cam atât am avut de spus pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept aici la o nouă doză de spiritualitate săptămâna viitoare.